obligatoriu să pune cu gaura în jos. Cu gaura de la nod. Sunt mai mari ăștia mai. Pregătim cașa, acum ca să-i... Deci în aceste baze poate să stea un an. Sare neiodată? Neiodată. Cum vă dați seama că e făcut? Când nu se rupe, că se îndoie așa, nu se rupe el, nu se secționează. Rămâne așa, semirotund. Deci la 25 de kilograme de brânză dați. Știi cum sunt dacă nu-mi place mie? E super brânză. Păi lasă și vede cine cunoaște. Sunt Bogdan să-i duci mâine, văd. Și fă-i de asupra. Bă, domnul, dacă mă bag eu în vești și-l dau un păr... Brânză naturală. Domnul! Da? Ăla a mers pe o parte cu căsteaua și să-ți placă celul pe el. Da, da, da. Foarte bine. Domnul Lucian, v-a ajutat? Vă ajută calul? Da. 100% din... Păi da, din efortul depus. Scara. Nu iese scara, da. Adică să ținem o ordine, nu o luăm așa iurea. Deci băgați-o roată. Da, da, da. Deci ați început, aia ar fi brânza care e gata, din primul butoi. Da. Nu, e, vine al doilea rând acum. Al doilea rând. Înțelegi? Am băgat un rând și acum vine al doilea. Asta cum îi spuneți? Buduroaie. Buduroaie. Da. Deci am... Se iau pe dușul ăla. Brad, vreau mai spus, nu mai sunt cu așa acum. Și acum am improvizat, omul îi pune nailon, nu pui nailon niciodată. Ai bine tai un sac de rafie, îl opăresc bine, îl fac și se mai scurge, înțelegeți? El mai transpiră mai înaltă. Și cam câte roate de brânză puneți acolo? 6. Dacă făceam 2 cași dimineața, 2 seara, puneam 12. Și dacă fac unul dimineața și unul seara, pui 6. Un cârpul pe aici. Uite, șoarece, cred că. Poftim? Obligatoriu să pune cu gaura în jos. Cu gaura de la nod. Gaura de la nod, da, în jos? Da, am văzut niște pași meseriași. Până cu gaura în sus e. Hai, de la sidir. Câte kilograme are? 14-15. Cam 16-17 kilograme de asta. N-am cântarul ăla. N-am pus să-l agăs pe ăsta în ăsta. N-am cântat. Sunt mai mari ăștia mai. Bine, Revi. Unde e?
Și budurajele astea unde se mai fac? Nu i-ați le-ați făcut sau? Nu, păi da, sunt de meseria și că trebuie să sunt bine, să nu intre musca, să... E, avem un băiat, un întâmplar aici, am lucrat. Pregătim cașa, acum ca să-i... Îi curățim. Pregătiți cașul ca să-i curățiți de... Să-i curățim, da. După ce îi dăm la mașină, deci stă o perioadă de vreo 12 zile la dospiti, spunem noi. Și după aceea îi curățim, îi dăm la mașină și îi facem, îi dăm sare și băgăm la conservat. Cum să vă spun, la fase din acestea pregătite de noi. Îi tăiem în bucăți ca să putem să-i ținem în mână. Ce culoare galbene au? Dacă da. La suprafață. Așa se fac. Ei, după... Și înăuntru? Nu, mai puțin înăuntru, dar înăuntru. La suprafață. Când ia contact cu aerul după ce-i scos de la... Din buduroaie, așa se numește vasele în care să țin ei să macereze. La dospiti, spune. Da. Mai pe românești. Ce bine miroase oricum. Da. Brânză cu mucigai ați făcut vreodată? Nu. Ne ferim de mucigai. Da, mucigaiul sănătos. E foarte sănătos mucigaiul, dar la noi să nu s-a făcut așa ceva. Bine, să mai fac și cu alte ingrediente, nu știu cum să spun, cu... Mai bag chimăr, mai bag niște... Dar nu, noi nu. Numai din lapte și... Cheag. Da. Cheag natural să fie. Nu cu chimicale, că evităm chimicale pe cât posibil, că nu sunt recomandate de bătrâni. Și... Deci dumneavoastră mergeți după rețete bătrânești, conform discuțiilor, da? Pe care le-am avut și cu Lucian. Da, exact. Da. Exact după rețete bătrânești, că alea sunt mai sănătoase. Nu știu, că acum mai ușurează munca prin chimicalele astea, dar nu sunt bune, nu sunt sănătoase. Cu creșterea animalelor v-ați ocupat și dumneavoastră? Nu. Am fost... Am lucrat în metalurgie. La Aro. Și la Brașov am lucrat vreo 6 ani. Și arăt în poruncă. După ce am ieșit la pensie, am vândut socrul meu de meseria asta, l-am susținut pe el. De la Bajle, numit socru. În rucăr. Și... Și ce faceți cu ceea ce luați de pe el? Ăsta îl dăm la unii care mai... Îl dăm la porci, la câini și unul care îl mai luăm, facem cașcaval. Îl opărim, cașcaval opărit, care e curat, care e... E o muncă migăloasă asta. Foarte pe care migăloasă. Asta. Necesită multă atenție ca să nu fie viermi, ca să punem musca și trebuie să fim atenți.
Că... Cum am buduroajele astea, n-are cum să intre. Ba, își fac loc, își face musca. Da? Bine, căutăm să le... să fie curățenie, să fie mai tare ca la orice curățenie. Ăsta e cașul de deasupra, ăsta face o coajă, o crustă așa mai, care trebuie luată neapărat. Pentru că... îi dă gust. Îi dă gust. A, e foarte bun cașul. Spune că... trebuie atenție mare, uite, auziți musca. Aici e și răcoare și nu prea, da, nu prea le place. Nu prea le place și are pântunerică. Pune ferea la fereastră. E bun tare ca și. Deci trebuie să stea să dospiască. Dacă nu e dospit, nu iese brânza bună. Iese ori amară, ori uștură. Și poate nici nu se conservează așa de bine. Se conservează, sigur. Și dacă se trece iarăși rău, e de un gust. Deci trebuie atenție mare. Și dumneavoastră ați prins în Brașov când a fost industrie. Am prins când a fost industrie, am prins când erau timpurile cele bune, vă spun sigur. Eu nu știu de ce, dar pentru mine nu că sunt nostalgic, dar mai bune erau timpurile alea ca acum. Acum sunt prea mulți hoți, prea mulți hoți în țară. Câte s-au făcut aici în Brașov? Păi câte s-au făcut în Brașov și cât s-a... câte întreprinderi erau în Brașov când eram. Și acum, nu știu cum mai e, că am plecat la țară, am plecat de unde m-am născut. Da. Au fost mulți angajați la uzinară. În jur de 15.000 erau, plus că aveau colaboratori. Prin cooperare. Deci noi cooperam cu ei. Noi eram, lucram la rucă. Aveam o secție metalurgică. Făceam repere pentru aro. Presaj ușor. Deci toată și băria. Lua aro. Și... presaj ușor la ce mă refer? La rece sau la cald? La rece. La rece mă refer. Făceam tot felul de shape pentru oară. E muncă, cred că ați înțeles că e muncă aici. Și dacă totuși nu e dirijat, nu e ocu. Trebuie să fim atenți. E muncă multă. Muncă multă. Responsabilitate. Da. Dacă un pic nu ești atent, da, s-a dus da, tot. Da, da. Tot lucrul ți s-a dus. Se dă peste cap. Se dă peste cap și nu. Sigur că da. Deci de la sine trebuie să lucrezi cu multă răspundere. Fără a fi forțat de cineva. Din proprie inițiativă, deci ca așa o... Îl văd pe Lucian că el nu are nicio stare, adică nu are timp de multe alte lucruri. Da, nu are timp câteodată nici să mănânce. Da, aproape că să știți. Pentru că el e foarte corect și când face produsele, da, el are răbdare, da, nu se grăbește. Că ar putea și el să dea un pumn și o palmă și dai să sune. Nu, la el îi place să iasă păi calitate. Da, bineînțeles, că... asta e. Păi în primul rând calitatea. Și acum luați din mai multe butoaie, de buduranșe?
Nu, luăm dintr-un buturoi atât, ăstea care l-am scos astăzi. Am înțeles. Îl facem pe ăsta. Mâine, luni, urmează altul. Când mâine? Luni. Luni. Noi astăzi sunteți de un real ajutor pentru el. Pentru că el n-ar avea timp când să facă pot. Și lucrul ăsta. Când mai pot, că am și o vârstă care nu mai îmi permite chiar așa. Am ținut și eu 20 ani munte. Unde? În Rucăr? În dealul Sasului, aici sus. Asta e cu pe munte ăsta. Și la Rucăr. La Capitan se numește. În fine. Trebuie luați toți. Poftim? Trebuie luați toți prin mână. Da, trebuie luați toți prin mână. Dar să știți că se face un cașcaval foarte bun. Da. De la coaja asta care o dați acum jos, ai uitați. Da. Ați mâncat? Am mâncat, da. Foarte bun. Foarte bun, îl opăresc. Eu mă bucur când l-am văzut și la Lucian, care are o varietate foarte mare de produse. De produse, da. Foarte mare și produse de calitate superioară. Superioară este, să știți că... Vă spun sincer că eu am umblat. Poate ați mai umblat prin alte părți. Am umblat, că am în jur de 800-900 de videoclipuri făcute și... Prin zona aia pe la Maramureș aveți să face brânză de burduf? Nu prea. Nu prea? Nu. Se face cașu. Cașu. Cașu urdă. Și cașul se macină și se pune cu sare pe, în pungi pe iarnă, atâta tot. E zone și pe acolo de munte, da? Sau... Da, e zonă multă de munte acolo la noi. Păi am mult la dumneavoastră. Da. Păi avem munții Rodnei, munții Maramureșului. Ce a sănut și dumneavoastră acum 20 de ani animale pe munte? Da. Ați avut animale? De când am ieșit la pensie, m-am apucat de meseria asta, care e destul de pretențioasă. Și dumneavoastră de la cine ați învățat? De la socru dumneavoastră? De la socru. Socru m-a inițiat. Adică el lucra la alții străini. Era un baș renumit în Rucăr și doar responsabilul îi aducea ce trebuie la stână și el s-a ocupat de toate, de făcutul brânzei, de calitatea brânzei, de tot ce trebuie. Era foarte priceput. De fapt, cu asta a lucrat toată viața. De mici copii al. Noi am plecat la școli, cum am terminat 7 clase, am plecat la Brașov și am învățat o meserie, după ce am făcut liceul seral, școala de maestri. Era posibilități mai multe înainte. Acum, nu știu, sunt foarte... S-a învățat lumea cu o modă numai puturoasă, nu mai muncește, domnule, să știți. Mi-ar plăcea să primească da, așa de gata tot. Da, să ia totul de gata. Și să muncească puțin pentru... Nu știu, înțeles democrația asta destul de prost am înțeles-o, nu știu, cu toții. Libertatea asta am luat-o ca un fel de... De sălbăticie, să fim sălbatici, nu să fim... Să profităm de libertate. Să profităm de libertate, da. De libertate la informație. Da. Și... Libertate la orice. Da, așa e. Așa este. Tineretul e mult... Nu se mai fac școli adevărate, nu mai învață copiii. Cu internete, cu telefoane, cu... Facem un cașcaval frumos și dumneavoastră. Puțin? Zic un cașcaval din ăsta.
Comitetul Comunal de Partid, am fost membru al Comitetului Comunal, membru de partid și adică am o mândrie să spun treaba asta, pentru că membrii de partid nu s-ar lege așa din orice. Acum membrii toți, indiferent ce activități face, indiferent ce comportamente are în societate. Sau pregătire, nu? Da, sau pregătire. Sau... Atâta să fie bun de gură, să strige și atâta tot, să impună, nu contează dacă n-are... Da, nu știu cum să vă spun, dar era o diferență. Am lucrat, am fost și consilier comunal aici, acum, după Revoluție, dar nu mi-a plăcut cum se desfășoară o ședință. Cum... Aici totul e după care să profite. Nu să faci ceva pentru cetățean, să faci pentru... Deci nu la comun, nu la comun, personal. La personal. Mai mult la personal. Eram școlit în școala de partid a comuniștilor, cum să vă spun, altfel. Altfel trebuie să luăm din fiecare caș, în fiecare, ca să nu se amestece, ca să poată să se amestece bine la mașină. Da, pentru că cred că nu are același gust ăla care stă pe fund cu ăla da, care stă deci, nu, dospitul se face treptat și la fiecare parte trebuie să-l bagi, să iei de sus în jos când îl tai. Înainte să tăia din buduroi, acum să scoate afară seara și dimineața le să tăia din buduroi câte un clin de sus până jos. A, și lucii le-au scos de-aseară? De-aseară, da. Și eu țiu cont acum cum i-a scos și cum îi tăiem și îi dăm la mașină. După caș, dacă este bună sau nu. Dom'le, numai eu, ca bunic, am o dragoste pentru el și o să-l văd în fiecare zi vreau. Că îl mai am maică sa la stână, că și el, fratele celălalt are stână, în dealul Sasului aici. Înseamnă că și el o să-i placă animalele. O să-i placă animalele, da, le-a plăcut animalele, bine că le-a plăcut să îndetenă nici cu meseria asta. Dar e o muncă foarte grea și neplătită. Neplătită, nu se ține cont acum. Ce ar trebui să se facă să plătească? Că vedeți că nici puterea de cumpărare nu e așa de mare. Nu e prea mare, nu prea are desfacere la ea, adică să fie undeva statul să se intereseze, să facă niște cooperative, să le spunem cum erau înainte, să colecteze. Sau să poată duce omul brânza, cum e să face aceea, să o vândă la un preț convenabil. Așa sunt obligați să le dea, să dea la mâna a doua, a treia, să sunt samsari din ăștia care nu lucrează nimic, numai se ocupă cu din ăstea. Vedeți, în perioada asta e nevoie de bani și fiind nevoie de bani, tu ești obligat să dai produsul la un preț mult mai mic decât la valoarea lui reală. Așa statul, dacă s-ar ocupa și n-ar importa prea multe, prea mult importă. Noi în loc să exportăm, importăm. Uite și ceea ce faceți dumneavoastră aici, ar trebui să se regăsească poate și pe rafturile magazinilor. Pe rafturile magazinilor, da, vă spun. Și să zic să le vindeți în afară și acolo ar fi la un preț mult mai bun. Ar fi mai avantajos, adică la prețul real, cum după munca care și-o desfășoară fiecare. Vedeți bine ce muncă e și câtă muncă necesită. Nu zic, că și de dimineață de la 4 începând, cred că să lucrezi într-una, nu e ușor. Este foarte greu. Foarte, foarte greu. Foarte greu. Și e bine că, deci, îmbrățișează cineva și meseria asta, că altfel, nu eu știu. Totuși trag speranțe că... Trage speranțe totuși, știi? Că nu o să nici să se piardă. Mai era o vorbă rămânească, trezim speranță ca spânul de barbă. Să nu cumva să... Ei, nu știu, nu suntem...
Noi spune că suntem comuniști. Dacă facem ceva care a făcut bun și comuniștii, a făcut și lucruri. Dar așa spun că suntem comuniști, că noi nu suntem capabili să întreținem. Nu suntem întreținem, i-a făcut comuniștii, domnule, făcut ei. Dar voi să mai faci. Dar voi să mai faci. Exact, exact. Tot vor să înceapă să facă, dar numai nu termină. E bine, mă bucur că și dumneavoastră ca gândiți la fel. Că așa gândim. Nu suntem în vede, e totuși logic. E logic. Se vede foarte bine. Am învățat lumea să nu mai muncească și să... Deci, am fata care e plecată în străinătate de 6 ani în Anglia. Și de multe ori stau în discuții cu ea și spun, de ce, mă, tată, nu stai aici? Ce să fac aici, tată? Să lucrezi la patron din ăștia care nu te plătește? Acolo ce-ai spus, știu pe ce muncesc. Are un program. Are un program. E respectată pentru ceea ce face. Și nu-i bagă e plătită. Da, exact. În primul rând e plătită la ceea ce face, să știți. Deci așa că omul dacă e plătit la munca care o prestează, îl și trage burta, cum să zicem, să muncească. Dar aici, pe când aici la noi, mai mult pentru ei fac patronii în ziua de azi. Ești doar un număr. Da. Atâta timp ești bun cât ești sănătos. Cât ești sănătos, da. Și după aceea, plus că poate lucrezi și fără carte de muncă. Da. De, să nu mai plătească la stat și noi încurajăm multinaționalele acestea care nu știu dacă deci profitul să le lea să-l ducă la ei în țară în loc de partii să spunea un orifici nu cu plată cum e consilierii în ziua de azi de mâncă niște bani degeaba. Deci nu erați plătit deloc. Nu eram deloc plătit. Un orific se numește. Se numea. Adică eram așa aleși din comună care comuna gândea că se poate face și se făcea ceva, domnule, în comună. Se făcea. Acum nu s-a mai făcut nimica. Și acum ați consilier care iau o grămadă de bani. Am fost consilier care i-a luat o grămadă și mă gândeam eu, zic, domnule, iau banii ăștia degeaba. În ziua de astăzi. În ziua de astăzi. Eu care îi luam. Semnam pentru ei, zic, iau degeaba. Dar n-aveai cu cine să spui problema, să zici, domnule, eu cedez la demnizația asta de consilier. Să facem ceva în comună, ori pentru echipa de fotbal, ori pentru ceva ca să avem, să vadă pentru ceva. Pentru bunăstarea oamenilor, până la urmă. Da, pentru bunăstarea cetățeanului, da. Și de-aia vă spun că eram un copil pe lângă cei care erau acolo, președinte de cooperativă, președinte de... Și se spunea, domnule, întotdeauna să dea surplusul de la Ceaușescu pleca să dea surplusul la animale. Deci nu se dea tot, cum zice că trebuie să dea tot, dar și aici se făcea hoții, și atunci se făcea, domnule. Românul e hoț, în general. Să declara mai mult. Să declara, nu, vă spun un fapt concret. Deci unul avea 300 de oi și trebuia să dai un miel la 10 oi, să zicem, cam așa era. Un miel la 10 oi. Da. Deci la 10 oi te dai un miel la stat. Și asta era pe tot pentru... Ți-l plătea bine, dar nu ți-l plătea la prețul care... Da, e ok. Așa, de sau acolo. Lâna. Sau lâna, îți lua lână, de exemplu, la stat, ți-o plătea. Acum lâna după voi o aruncă. Datorită lui domnul Petre Roman, că domnul Petre Roman zice, importăm lână din Australia, că e mai ieftină și mai fină. Dar la români nu s-a gândit că ce va face cu lâna. O aruncă, toamne, masiv să aruncă lâna. Eu, care am numai câteva oi. Stau cu ea sau băiatul a avut oi multe, el a avut lucii, vreo 100 de oi aproape. Și până l-am lămurit, că i-a fost drag. L-am lămurit să se ia, să lase de meseria asta cu oile, că nu mă pierde. Și acum și-a dat seama și el că într-adevăr a avut dreptate, tata. Că într-adevăr lâna o arunca. Și atunci poate nici nu a fost plătiți nici miei așa cum o să. Și nici miei. Miei te rugai. Deci cetățeanul vedea dacă, ca fiecare, zice, domnule, dacă mi-l dai la un preț de mai mic, îl leau, dacă nu. Și poate era prețul neconvenabil, că era muncă. Dumneavoastră mai aveți oi acum? Mai am vreo 5. Le țineți mai așa de drag? Le țin de drag, într-adevăr. Dar dumneavoastră ați ținut și oi sau nu mai vaci? Nu mai vaci, am ținut și oile așa, pentru, nu fac necesarul, dar zic,
ce-mi trebuie în familie, să am un miel și de drag. Dar nu ca să... Am văzut că ați dat cu cuțitul, ați verificat dacă se poate lua cu așa? Da, 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 da. Dacă era mai moale, mai moale, da, nu era mai suficient dacă era suficient, da. Dar așa e mai, s-a făcut o crustă mai tare și trebuie luată. În momentul când se dă la mașină, trebuie să fie destul de bine făcută. Dar vă spun eu, este o brânză excelentă după caș. Eu știu. După caș și se vede că ați mâncat bolz? Am mâncat bolz, am mâncat toate felurile de brânză, de toate urbă, felurile de, ce vreți. De produse. Da. Sunt minunate, sunt extraordinare. Acum nu zic că... Că da, că... Nu, laud, că filmăm și, sau că... Da, 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 nu, da, eu da, sincer, da. Eu sincer în tot ceea ce fac. Asta este, domnule. Deci... Aici are o răspundere mare în privința asta, domnule, când te angajezi să iei niște vite de la oameni, să te angajezi să faci brânză bună, să le faci brânză de calitate, că nu știu cât va mai fi și... Dumneavoastră făceați tot aceleași produse? Da, aceleași produse. Deci cam aceleași produse să fac, bine, pe timp de vară. Și stăteați dumneavoastră la stână, făceați, dumneavoastră erați baciu. Da, 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 am stat la stână, sigur, că cred că i-am dat pe copii la școli. Luce are și liceu, normator silvic și are, are școli, dar nu le-a plăcut, le-a plăcut mai mult meseria asta. Nu știu de ce, într-un fel, într-o libertate așa, nu e, cum v-am spus, că să lucrezi la patron, care nu te plătește, cel puțin știe pentru ce muncește. Și muncești pentru tine, dar pentru mai tine, asta muncești e, un pic mai mult. Muncești, muncești un pic mai mult, te trage inima să muncești, că ei au făcut. Unul a fost la Poiana Brașov, Luci a fost ca bucătar. În armată a făcut școală de bucătari, calificare de bucătari și, apropo de armată, era și armata bună înainte, acum a desfințat și armata. Era bună pentru era oameni. Era foarte bună pentru... tineret. Ce prima fost numai asta, nu știu, că a fost și vacile bolnave atunci, în perioada aia. Pe ce dată e? Trebuie să stai vreo 12 zile, cel puțin. Nu știu dacă am trecut. Am trecut pe 16. De 16 azi este în 25. Are 10 zile azi. 10 zile, nu, 9. 9 zile azi, mâine 10. Luni 11, marți 12, cel mai bine. La 12 zile. Nu e cald, tată. E cald, e cald, e bine, dar nu e nimica. Se spune că ne uităm la ei când om pleca. Ne uităm la ei. Mai ne băgăm luni. Mai ce așa, taică, mai ne bagi de vreme pe zi. Nu, mă. E bun, a? E foarte bun. Foarte buni. Acum 20 de ani ați avut oameni la stână. Aveam, deci aveam. Din ce în ce, din an în an, nu se mai găsește oameni. Mulți pleacă în străinătate, v-am spus de ce. Pleacă pentru că sunt mai bine plătiți în străinătate. Sunt mai apreciați. Și la noi aici nu are nimeni, nimeni n-ai nicio o protecție, nimic ca omul. Față de patronii care lucrează, cu patronii care lucrează. Le dă mână liberă să facă orice din om. Și de-aia nu mai muncește oamenii pe aici. Dumneavoastră, ce spuneți? Ce acțiuni ar trebui să ia guvernul român sau persoanele responsabile ca să meargă mai departe cu tradiția asta creșterii animalelor în stil tradițional și realizarea produselor? Eu nu știu, am mai ascultat de câteva ori la emisiunile astea Viața Satului, că pe care o îndrăgesc și l-aud pe domnul Muscă. Da, și mie îmi place, domnule. Îmi place de acest om, domnule. Deci, nu trebuie să ne... Adică pe fiecare ne interesează sprijinul. Să fie sprijiniți crescătorii de animale. Că nu suntem sprijiniți. Adică nu eu, copiii. Eu am ajuns la o vârstă în care nu urmă. Dar e necesar ca să fie sprijiniți. Să-i ajute... Deci, să facă în așa fel ca produsele să meargă
la prima mână, cum se spune, la magazine și la astea. V-am spus să se înființeze cooperative din acestea care să ia produsele și astea. Bine, cu testări, cu toate treburile, să fie de calitate. Deci ați ascultat pe Muscă. Da, nu ascult. Așa aveam nevoie de un ministru al agriculturii ca acest Muscă, nu știu. Dar nu știu dacă ar putea să facă ceva. Dacă ar putea face ceva, dar cred. Numai și-ar păta poate prestigiul lui de om. Da. Eu cred că dacă, nu știu ce să spun, mai mulți oameni de la conducere de acolo, ați văzut cum era pe timpul lui Ceaușescu, erau mare adunare națională, ca conducere, forul conducător al țării, cum ești acum cu Parlamentul. Deci erau directori de întreprinderi, erau toți, nu erau plătiți. De către noi suntem plătiți, sunt plătiți. Și plecau fiecare director după ce se termina ședințele la întreprindere. Deci știa cum merg treburile, să știa totul. Acum ei de acolo de sus nu știe cum merge treburile aici la... Eu cunosc situații, că spuși director pe ochi frumos, să zic. Mai mult pe ochi frumos. Numai să fie o persoană acolo care să poată să fie manipulată. Da, da, da. Și vă dați să facă ce zic ei de sus. Și sunt muncitori care sunt mult mai educați și mult mai bine pregătiți decât acea persoană și vă dați că la mulți nu le convine și se iau și se duc. Nici discuție, sigur că da. Pentru că nu poți să accepte să fie condus o persoană mult mai slab pregătită decât un muncitor. Da. Deci asta nu-i bine, nu-i bine. Da? Nu e bine, băi, vedeți acum și cu carbonarții, cu scumpirea asta. Și a dat 50 de bani, adică mai redus la 50 de bani. Iarăși 50 de bani? Iarăși revin la domnul Iohannis. E bine că s-a procedat așa, că nu s-a pus, s-a luat. Deci era mulțumit că s-a luat și cei 50 de bani. Problema e, vă spun, că și cu privatizările astea, să tinde mult spre privatizări, care dă mână liberă la acești patroni să facă ce vrea, domnule. Deci, și în sănătate, dacă omul de rând te duci la un spital acum să faci o operație banală, să zicem, o ernie de anghinal sau orice operație, la stat o faci gratis, la privat, la particular, ăștia câte 20, 80, 90 de milioane, 100 de milioane te costă o operație. Deci eu nu știu cum... Și în cine aveți încredere? Păi nu am încredere de absolut deloc, nu am încredere în stat. În stat aveți? Da. Și nu în privat? Nu în privat, absolut. Nu știu de ce mă... Nu în privat, în primul rând, pentru că ți-a banii ăștia, care nu are oricine posibilitate să ducă să-și caute sănătatea cu așa sume din asta. Da. Și sunt persoane care, din păcate, nu-și permit și... Spun că sunt condiții mult mai bune. Nu știu dacă sunt. Zice, omul simțește locul, domnule, pe unde ai fi. În sănătate și peste tot. Și aici, acum este. Omul simțește locul la orice loc de muncă care îl face. Deci în aceste baze poate să stea un an conservată. Că nu păzește, nu prinde aer, nu prinde nimic și ea se ia de așa cum. O ai băgat, dar bine să stea la rece. Necesită să aibă răcoare. Nu în căldură, căldura îl dospește în continuare și nu e bine. Dumneavoastră, ați avut ceva întâmplări cu urși și cu lupi de când umblați? Nu. La stână? Nu. Odată eram aici, uite, chiar aici eram mic, eram prin clasa 7-a, eram cu tata al meu. Și aveam vacile legate la dânsul acolo, lângă Graști, și lătra câinile. Și am ieșit afară eu, a zis tata, zice, du-te vezi de ce lătră câine. Și când am văzut
eu am zis că e cal, deci era urs, a trecut de aici, a trecut în pădure acolo. Și i-am spus, dar zic, e un cal sau un... Și a doua zi dimineața am aflat că a fost urs. După urmă? După urmă și se dusese la vecinul, din partea cealaltă. Deci n-am... Ce câini ați avut atunci? Când ați avut dumneavoastră 8 ani? Era și de câini credincioși. De orice animal și câinii, de fapt, e un animal foarte credincios. Mai credincios decât omul. Deci, vreau să vă spun o întâmplare. Păzeam vacile cu un vecin. Și din ceartă ne-am luat la bătaie, cum se spune. Și acolo, când a văzut câinile că mă bat cu vecinul, a venit repede și l-a mușcat de picior. Ca să vă dați seama că... El și-a dat seama că suntem... Ne certăm. Aveam câini. Ne iubeam animalele și eu, într-adevăr. Dar ce rasă de câini ați avut? Carpantini din ăștia. Tot ăștia care au liloci? Da, dar care are luce. Câini cam asta a predominat rasa asta. După aceea a venit ăștia Bucovina. Corbi. Corbi, da. Și dumneavoastră ajutați pe ambii fii? Pe amândoi, da. Păi, deși astăzi e sâmbătă, joi am fost la băiatul celălalt. Să faceți același lucru? Da, același lucru, același lucru face și el. Nu știu, treceți pe la Brașov, dar n-avem timp să ne băgăm și pe la el, că e în drum. Iezu-ți, Luci. Când plec, basul Luci, dar când plecați, astăzi plecați, nu? Da. Nu știu cum să fac să... Merg cu dumneavoastră până la el acolo, să vedeți cum e și acolo. E în drum, chiar în drum, în fundata. Cred că bănuiesc că știți. Ați mai fost pe aici, nu? Da, am fost. Nu e prima dată. Nu. Deci Luci s-a bucurat că i-a făcut reclamă, că a făcut reclamă, a avut niște căței destul de bine. Adică a luat niște bani buni pe ei, e și câini buni. Păi și câini buni, până la urmă trebuie să-ți cunoști. Valoarea. Valoarea, da. Nu interesează ce face dacă pleacă. Pleacă și te lasă. Tatăl meu. Și m-am brodit la el în ziua de Crăciun când să-l împuște pe Ceaușescu. Și exact vorbile mi le spun care mi le-a spus el. Băi, tată, nu vă bucurați că îl împușcă pe Ceaușescu. Că o să plângeți după el cum plâng eu după măta. Exact expresia asta a avut-o. Deci mama murise în ianuarie 89. O să plângeți după el cum am plâns eu după. Și asta le-o spun la mulți. Și ăsta e de adevărul. Eu ăsta e după el, pentru faptul că el a lucrat și cu, cum se spunea înainte, gheaburi. Cu, da. Cu liberari din ăștia, cum le spune ei acum, cum se laudă cu liberarii. Și a lucrat cu ei și avea șapte copii. Deci am fost 7 frați. Și el era... adică lucra la pădure. Se spune că se ducea la gheaburi din ăștia să împrumute iarna când avea de lucru, să împrumute un sac de mălai, de ceva și îi lua cu biciu, îi dădea afară. Bogătan din ăștia care i-a îmbogățit acum statul după Revoluție. Le-a dat ce nu era pe nedreptate, că zice că le-a fost ale lor și a fost a surprins de comuniști. Nu, comuniștii a făcut dreptate, gândesc eu. Când li s-a luat, că știe cum fac patronii în ziua de astăzi, cum se îmbogățesc patronii din ziua de azi, așa s-a îmbogățit gheaburii pe timpuri. Deci, ce să vă spun, că nu mai e legea 18, dar acum văd că totuși PSD-ul vrea să introducă niște sisteme de impozitare la cei care au surplusuri din astea, la care liberalii se opun. Nu vrea să facă așa ceva. Care nu poate să-i justifice niște bani, să-i impoziteze, să-i... Și asta ar face foarte bine. Deci vă spun. Nu m-am bucurat că l-am pușcat pe Ceaușescu, dar pentru ea nu știu de ce, că am trăit și bine pe timpul comuniștilor până anii 80, până anii 70-80. Eram la Brașov, păi găseam de toate, domnule, nu se spune că nu găseam, erau rafturile goale.
A fost mai ultimul timp când a vrut să scape de datorii Ceaușescu, într-adevăr, a mai strâns cureaua, dar ăștia o strânge de tot, domnule. Degeaba e rafturile pline cu marfă din străinătate, dacă omul n-are cu ce o cumpăra. Și aia nu are calitatea pe care avea în țară la noi, domnule, indiferent. Așa e. Așa este, vă îl facem criminal degeaba, bă, Ceaușescu, domnule. Ceaușescu a vrut să facă ceva în țară. Și a făcut, de fapt a făcut. Mai fă un transfăgărășan, acum cu utilaje, cu moderne care sunt acum. Mai fă, domnule, un transfăgărășan, mai fă ceva, domnule. Mai fă să vadă, fă un baraj, fă un... De-astea, niște... Eu știu cum să le spun. Baraje din astea de acumulare, pentru energie, pentru tot. Nu face nimic așa, nu mă vinde, domnule. Minele le-a închis. Pentru tot, iarăși revin la Petre Roman. Că domnul Petre Roman zice, mai bine importăm cărbune din Polonia, că e mai ieftin și mai de calitate, să zic. Dar la forța de muncă nu se gândea ce facem cu forța de muncă noastră. Îi dăm liber. Și acum apare pe sticlă domnul Roman. Eu când îl văd așa, nu știu de ce am o ură pe el. Îl știți pe Roman. Bineînțeles. Un om care dă nimic. Kilogram și măsura laptele. Deci venea cu sticla de un kilogram, da? După Revoluție. După Revoluție, da. Și își mulgea animalul. Mulgea animalul lui. Da. Și măsura. Noi avem măsură, știți, de până la 10 litri. A, și dădeați brânză după lapte. După lapte, da. Așa se dă brânza după cantitatea de lapte care o are vaca la jumătate verii. Dar 6 kg de lapte, 1 kg de brânză. Și acum se dă după vacă. După vacă, da, după fiecare animal în parte. Câtă lapte are vaca, atâta brânză îi dai. Poți să-i dai și 100 de litri, 100 de kg, poți să-i dai și 80, depinde de vacă cât lapte are. Și vine omul și îți măsoară laptele, dar zic, vreau să vă spun că nu gândește că se pierde. Uite aici ce cantitate de coji, așa se numește, care îl luăm după caș, care se pierde. Da. Că trebuie neapărat să curesc ca și ca să iasă calitatea brânzii. Două găleți. Două găleți, uitați. Și dacă nu-i cureți, nu faci nimic. În fine, am terminat. Mai am pus ăsta și gata. Ne trecem la mașina de toca, de brânză. Așa se numește. După care îl puneți direct în sac. După aceea îl punem într-o copaie. Să frământă. În covata aia mare de acolo. Covata aia mare, să dă sare, să amestecă bine și sarea, sigur trebuie să fie amestecată, că altfel dacă rămâne sarea într-un loc o sare, într-un loc nu e sărată, se face bulze așa, o să vedeți procesul tehnologic și la lor, se face bulze așa și se bagă în sac sau în coșulețe. Deci toate bucățele astea le tăieți felii? Le tăiem felii ca să le băgăm în mașină. Să intre în mașină și le tăiem ascuțite, știți, așa, în formă. De ce le tăieți ascuțite? Ca să intre în mașină, să ia țulul. Să intre în mașină, știți. Cam câte kilograme are aia? În jur de 16-17 kilograme. Cum vă dați seama că e făcut? Când nu se rupe, că se îndoaie așa, nu se rupe el, nu se secționează, rămâne așa, semirotund. Am înțeles. Și se spune că e curea, așa se numește, caș curea. Cureaua ați văzut că o faceți cum vreți, să o modelați. Cum îl verificați? Cum îl faceți? Automat, nu se face așa. Nu se face pe lungul lui, înțelegeți? Că nu se face pe lungul lui. Nu. Ah, se face chiar pe brad.
Am înțeles. Ca să țină alții, așa, dacă nu se taie. Am înțeles, da. Da, dacă nu se taie coaja. Da, da, da. Trebuie croit prima dată. Croit ce înseamnă? Să faci găuri? Nu, prima dată să croim materialul. Să vedem cum ne iese, înțelegeți? Să iasă cât mai frumos și să nu prea apropo din coajă. Coaja asta a fost fiartă în zâr. Da, opărită. Opărită în zâr. Da. Și foarte tare. Ia. Acum poți să-i dai drumul. Acum lasă-mă în pace, că am treabă. Așa fel, să-mi ajung. Și cum procedați? Acum îl puneți direct în coșuri, așa-i? Nu, îi dăm sare, omestecat. Îi dăm sare, omestecat și apoi. Da, da, îi dăm sare. Care e foarte important câtă sare îi dai. Nu mi-a făcut sarea? Sare ne-ai odată? Ne-ai odată, ne. Sare... Cât mai... Nu cred că puneți toată sarea odată. Amestecat și apoi iară mai puneți. Da, da. Mamă, bine, brânză. E o tehnică și cum învârtiți. Da. Că văd că răsuciți mâna și o întoarceți invers. Îi spuneam alasul. Noi. Păi să amestecă sarea mai bine. Asta prinde într-o parte, într-o parte prinde, într-o parte. Acum o pregătiți să o puneți în... Da. În... Vase. Vase. Faceți bulzi. Vorba aia. Ia vedeți, e sărată, nesărată cum e. Eu cum trebuie, nu știu. Mai trebuie sare? Încă nu s-o topti sarea din ea. Nu s-a luat, da. Așa ce nu se roade. Sarea se topește ulterior, după ce stă la macerat. Da. Și mestecatul ăsta are un rol. Una, o moaie, să-mi dea să mai ușor și să mai
Agită sarea în ea să mai... Și brânza când e bună, o vezi de aici din copoaie. Ce să stea, înțelegi? Cum? N-am înțeles. Să fie așa, legată, să fie... Vezi? Asta e brânza. Nu s-o facă pe aici purecii. Când a dat la mașină s-a pus așa în jos, nu? Ca macaroane. Da. E, super. Eu sunt pretențios la brânză. Știi cum sunt dacă nu-mi place mie? E super brânză. Păi lasă și vede cine cunoaște. Da. E? Vezi? E compactă. Brânză. E brânză și calbitru. Hai să-i punem un petec. A avut început. De la brad. Acolo. Pe acolo îi puneți un petec. Tot coaja. Da, tot. Tot coaje, ca nu se bage musca. Tot de coaje. Da, se ia. Dă-i de-mă la grup. Da, urmă, ca să mai vadă. Sunt Bogdan să-i duci mâine, văd. I-am dus, i-am mai dus, nu i-am dat mâine de trecută. Nu i-am dat și proprietarii, nu i-am dat averea aia. Să facem. Că mai lucrează aia și asta nu. Ia s-o presie, să nu aibă bule de aer, așa. Da, ai? Să nu puci pe astea, să n-aibă bule și să lucre. Da, să face neagră. O faci cum ar zice, un fel de pastă. Da. Și cu cât de amestecat aici mai bine, mă nu se leagă mai bine, mai moale. Și în coaja asta trebuie să împingi cu simț, nu? Da, normal, că ești punea o rupă, o rupă, domnul Lucian, mai puteți? Cum să nu, dar acum? În octombrie să nu întrebi. Nu vă doare mâna, că tot lucrați, sunt fundați acolo. Am obișnuit. Și la cașe nu dăm, că și la mult s-a zis, la mult. Dar n-am obișnuit. Cât de ai curat de noapte? O 30. 30, dar are vace lapte. Are, a? Tot. Sunt mulțumit. Am primit o bască cadou. Poftim? Zic că am primit o șapcă cadou. Care o să o port cu drag. E foarte frumoasă. Fost și foarte comodă. Se duc saci, mă, ce la pâine. Brânză naturală, chiar naturală, asta e...
Eu promit, adică toată lumea care vede aceste videoclipuri, brânză făcută natural. Nu cu chimicale, fără chimicale. 80-90% contează flora care mănâncă vaca, iarbă. Și restul, cheagul, încălzitul, procesul de dosul și igiena. Cred că m-am confuzat. Observa, lucrăm natural cu lemn și cu lemn natural. Adică vorba aia natural, departe de poluare. Da. Lemn din vârf de munte. Bine, dar ați văzut și dumneavoastră, când am luat coaja de pe copac, o fom copac bolnav, adică compromis până la urmă. Da, se roșea, putrezeala. Păi căutăm ce e mai așa, să nu... Ia să-ți mergi. La ei. Și m-am dus la minister, la minister. Așa, s-a special pentru așa ceva? Da, pentru brânză. Nu mai lasă să folosesc. Nu mai lasă. Da. Te-ai spus că le faci cu gaură ca să respire. Da, da, da. Câte kilograme de brânză intră într-un sac? Dacă e plin, într-un 18 kg. Atâta, în mintea mie. Să vadă domnii, da, care zic, na, nu mai le ceva de acolo. Da. Asta e cel mai urât lucru. Cel mai urât lucru, da. Pescătorii de animale nu că vor să profite, nu profită, nu, că cer un preț corect. Nu, trebuie să fie plătită munca, la adevărată e valoare. Zice... Asta e cel mai urât lucru, să zici la unul care, uite, cât muncește într-o zi, dar nu mai le ceva de acolo. Da. Știu că e greu, dar... Și dumnealui trebuie să trăiască. Și fâi deasupra. Bă, domnul! Dacă îmi bag eu un beșe, îmi dau un... Fie băgat, da? Asta urmează să fie băgat, următorul... Da, următorul care... Lot. Așa, da? Bun. După 12 zile. Da. Se încearcă, dacă se scoate un cep din ăsta, o bucățică de caș, dacă e făcut. Deci să ține în mână și să vede dacă se întinde pe mână. În felul ăsta și înseamnă că e făcut și trebuie băgat mâine. Asta e făcut? Da, și luni îl băgăm. Luni. Până luni se mai face. Până nu e chiar făcut gata, dar până luni mai e o zi. La mijloc care... Oricum, vă dați seama acum. El lucrează, dar îmi dau seama de acum de când, cum se face. Și de la cine ați învățat lucrul ăsta? De la socul. Intra în, asta, în camera unde aveam buduroaiele și eu m-am dus după dânsul. Și zic, ce faci, taică? Zice, încerc cașul dacă s-a făcut. Și atunci mi-a arătat. Până atunci nu mi-a arătat. Bun, văzut că ăla e un învățat mai mesele. Da. Și atunci mi-a arătat, uite, așa se probează dacă e făcut sca și dacă se întinde pe mână, atunci e făcut. Putinei, acum ne-am modificat. Înainte băteați la putinei. Da, trebuie să-i dai 2000 de bătători. 2000? 2000 și atunci ieșea untul. Acum am luat, a ieșit, ne-am modernizat. Ne-am luat un de-asta, un ascultofale aici, îl pui. O centrifugă. Bă, ușurați munca, cum păi aș zice. Da, păi da, și la mașina de brânză, de exemplu. Aici am urda. Și la mașina de brânză o avem pe curent, vedeți, pe grupul. Am luat pe grupul, am luat, înțelege, să nu mai... Păi da. Tu ușurezi că munca ta, tu ușurezi că pe alții n-are treabă. Stai, scăzi doar. Ați văzut de ăsta până acum? Nu, a?
Ridicați. Să... A, nu se poate ridica. Îl varsă? Ce le dați acolo, domnul Lucian? Coș de brânză, coș de la caș. Alo! Iancule! Unde la mic? Da, bă, eu n-am văzut cățău azi. Nici eu nu l-am văzut azi. Și până la mamă, ăla mic. De că acum face cumva de dimineață l-ai văzut? Nu l-am văzut, de dimineață l-ai văzut. Nici dimineață nu l-am văzut. Bă, să-mi bate. Să fiu după vaci, bă. Poate. Dar nu e, nu l-am văzut la musă. Să l-am mers pe parte cu căștioa și să-ți placă celul pe el. Ce cu poftă mănâncă. Mâncă-le pe toate tu. Oi, fratele meu. Hai, mă. A dormit a noapte încă. Adu-mi-le, mă, adu-mi-le. Le-ai desfăcut sau e nedesfăcut? Stai să vedem. Stai să vedem cum s-a făcut aici. Și la și. Punctul. S-a adunat tot deasupra. Da. Și dumneavoastră acum îl puneți în apă. Da, să alege, să întărește el în apă. Apă rece? Da. Stă până mâine dimineață. Crezi că rămâne pe fund, dar văd că vine deasupra. Și cu zărul ăsta ce faceți? Îl dați la câini? Îl bag în urdă. Îl băgați în urdă? Da, îl bag în urdă fiști. Cum bagă alții oțet, înțelegeți? Cum, fiști? Da. La urda de vacă, la zărul de vacă, trebuie să-l ți-i bagi ceva acru, înțelegi? Da, e acru zărul ăsta acum? S-a acrit puțin, nu e acru, dar s-a făcut și până diseară se mai face. Înțelegeți? Atât. După care îl puneți în caserole. Da, să se întărească iar și... Se spală așa, să alege. Multe, acolo e mașină, toată lumea. Șmecheri, aolo, s-o sunt pe la vaca. Cu ceapa aia mâncată, nene. Sunt curios ce gust prinde urda asta care o desfaceți numai în toamnă. E așa, puțin acrișoară. Și la ce o folosiți? La ce se folosește? La plăcinte? Se mănânce așa? Se mănânce. Cred că face plăcinte cu cartofi, cu mamaligă. Una lume face bucur, dar niște oameni mai place mai tare urda ca brânza. Care și ăsta. Și băiatul ăsta care merge mai ales tot așa, așa că el mâncă mai mult o urtă decât brânză. E mai... Cea mai igienic, cea mai urtă. Vă dați seama, e fiartă, e sterilizată și măsa e. Și mie îmi plăcea urtă când era mamă ce îmi plăcea și mi s-a plecat odată, am mâncat cu poftă. Și de atunci abia nu puteam nici să o bag în trăiți. Că mi simțea mirosul. Îmi plăcea urda la nebunie. Și mâncam cu zahăr. Și mi-a lăsat la stână cineva când eram pe o vacă. Și m-a dus și am mâncat cu poftă. E boara bună. La urda îți dai sare ca la șuncă. Urda așa sare cât îi trebuie. E mai rău dacă nu sari.
Să amărâșe, să-mi pute să facem. Deci aici ați dat sare la urdă, ați pus-o în crintă de lemn. Da. Și ați dat sare, cum i-ați dat sare? E o urdă de asta, de exemplu, îi dau o mână de sare. O mână de sare la urdă de... Da. Așa. Că urda știu că se ia, o ia urdă, o ia sare ca șunca. Ia gustați urdă să vedeți, dați-mi nota. A fost... Dar cu voce tare. Bani de capul meu. E foarte delicioasă. Foarte, foarte delicioasă. Zici că e unt. Știi ce unt? Unt, cremoasă. Extraordinar de bună. Se râșe și tu. Nu-mi place urda, tu nu e. Și în saci ăștia tot urda aveți. Da, da, da. Și urda asta din saci de cât timp e aici? Păi... Dacă n-am venit, am băgat ce am mai dat. Deci urda poate să stă. Stă până la toamnă. Stă până la toamnă așa, cu sare, da, cum ați spus în saci? Da, o bag. O tai sacul, desfac sacul, o curat frumos cu cuțitul. N-am avut probleme cu vien, cu de-astea, nu. Cu mustă, cu... Și la toamnă o bag în 3 stoare de alea mici. De 7 kg, 10 kg, depinde. Înțelegeți? Asta e mai albă decât aia la altă. Păi da, aia e mai macerată. Aia e gata, aia e gata. Da, adică mai stă, vedeți, se schimbă la... Mai e bolovanul la păia, mai... Ia gustați. Dați-mi dumneavoastră un pic. Un pic. Eu țin asta. E bună? E bună, foarte bună. Tot așa procedați și cu... Laptele de oaie, cum faceți produse? Pe lapte de oaie eu ce am, 4 oile am la băiatul ăla? Nu, mai în trecut. Da, da, pe la amestecam cu vaca. Înțelegeți? Ia ține punga, te rog eu frumos. Cum să nu? Păi e diferență, nu poți să faci acasă de la o vacă două. Spun eu, iar îți spun și mă repet, e iarba. Iarba, cazanul, tehnica. Cazan? Da, da. Cum e frânsă? Deci dumneavoastră ce ați învățat de la bunici, străbunici? Da, eu tradiția asta, așa am învățat de la el. Îi dădea sare în crintă, o punea la sare, la teasc, așa zice, urda la teasc. Așa fac, că tu ai trăit, eu așa fac, ce am văzut la ei așa fac, nu mă schimb. Atât dacă mai schimb putineiul sau că am dat la mașina asta de curent. Ăsta, înțelegeți, e 0-0. Are... Și la sare, la brânză, îi dau tot. Învăța tot. Acum băgați urda la sac. Da. Și la sacul ăsta ți-am pus până în septembrie, octombrie. În funcție cum undești să nu mucigăiască. Dar nu mucigăiește, că nu am avut probleme cu astea. Și respiră și prin saci ăștia. Da, cum să. Și pe toamnă să fie galbenea, galbenea? Nu, nu neapărat galbenea, nu. Să fie gustoasă. Da, e că e grasă, azi o să nu va crede. E gustoasă, foarte bine. Acum nu zic că sunteți dumneavoastră acei, dar vă spun sincer. Nu prea, mă. Nu, vă spun sincer, nu.